Începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Cu rugămintea de a ține minte că noi toți de aici, în mare majoritate, suntem mediatori și acceptăm păreri și defecte de ale noastre. Vă mulțumesc! Cine dorește să pună întrebări, să ridice mâna, sunt microfoane ca să vă auzim. Avocatul Igor Popescu, în cadrul societății civile de avocați, Sam Popescu și asociații. Încep cu primul lucru, mi-ai mulțumit, doamne Guste, pentru modul în care a susținut profesia de avocat. Este o bucurie pentru mine să văd că în cadrul corpului avocaților există și unitate, pentru că de cele mai multe ori am fost acuzați de foarte mult individualism, unor pe drept, altor pe nedrept. O mică scăpare în cadrul acestei reuniuni este aceea că nu s-a întrebat câți avocați sunt prezenți în sală. Pentru că eu văd avocați în prezidiu și eu văd avocați participanți. Cred că ar fi fost bine să știm și câți avocați sunt prezenți, pentru că ne implicăm în toate aspectele vieții profesionale. De asemenea, pentru colegii... Puneți întrebare! Câți avocați sau câți consilieri juridici sunt prezenți? Observ că jumătate, cel puțin. Da, adică tot... Observat, observat și că mediator sunt 13% din cei prezenți în sală. Dacă vom face o statistică în stil românesc, vor ieși 175% cu momentul de procentă. Am un element și aș vrea să-mi clarific acest aspect, pentru că am fost atent, dar probabil că sunt anumite lucruri care, datorită prezentării printr-un anumit mod și datorită participării bogate la această reuniune, nu a fost cel de bine expus. Înțeleg că în afara fazei de mediere există și o altă fază preliminară a unei înțelegeri între asigurator, medic și pacient. Este foarte important. De ce? Ca să explic foarte bine și să mă lămuresc și să lămuresc și auditoriul. Ne-am lovit cu toții de ceea ce înseamnă, de exemplu, sesizarea unei comisii disciplinare, în cadrul magistraților, de exemplu, unde inspecția judiciară triază acele cazuri care mai ajung în fața comisiei disciplinare. Și acum mă gândesc, se creează un mecanism care va tria cazurile care ajung la mediator sau nu? Există dorința unei astfel de faze preliminare, fazei preliminare a unui proces? Există nevoia unui dublu control sau s-a înțeles puțin eronat acest lucru? Cel puțin eu așa m-am perceput. Mulțumesc frumos. Adresați întrebarea cuiva anume sau vreți doar răspuns la această întrebare? Cred că, primul rând, asiguratorul sau asiguratorul și domnul reprezentantul asiguratorului. Să ne lămurească. Mulțumesc frumos. Scuze pentru că n-am întrebat câți avocați sunt în sală sau câți juriști sunt în sală. Să vă răspund parțial la întrebarea dumneavoastră. Acesta a făcut e referit de ceea ce se întâmplă de mult în asigurări și anume faptul că asigurătorul, înainte de a instala contractul dintre beneficiarul asigurării, între clienți, între asigurați și asigurător, au o fază a lor proprie și anume încearcă să rezolve problema în deci, toate discuțiile se pot lucra între asigurător și potrivit pentru rezolvarea cazului în anumit. Este o negociere directă între potrivit, solicitantul oamenii și asigurător. Astfel încât și asigurătorul și potrivit să fie înțeles și aceasta se poate rezolva în cadrul societății de asigurare între asigurător și ce există, există de cam întotdeauna, spune și este soluția pe care asiguratorii în România ar putea să ne spună care există în conflictul dintre publici și asiguratorii. Înțeleg că această procedură este în natură facultativă, ea nu are caracter obligatoriu și nu este văzută în sensul legii ca o etapă necesară participării la mediere sau la procesul civil. Nu.
a venit și cu propuneri care să îmbunătățească proiectul. Am observat să fie distribuită măcar o formă de eliminare a proiectului în sală și este greu de care ar putea să fie opinia noastră.
fond de asigurare. Și încă o întrebare legată exact de această asigurare de maturant, este dacă cunoașteți faptul că marea majoritate a medicilor semnează această poliță fără să cunoască clauzele acestei asigurări. Oricine din... Da, dar suma lui, pentru că
este de $500.000. Da, pentru că e posibil să aibă 280 de înțeles, deci nu putem să comparăm. Dacă ne referim în pașii la cât putem în România, cred că trebuie să se mai tai niște. De despăgubiri morale pentru anumite cazuri de malpraxis. Cum poate o lege să-mi limiteze mie sau să-mi calculeze care sunt limitele unei despăgubiri morale? Cât suferă un copil dacă mama ar fi moare la naștere din cauza? Deci e foarte greu. Sunt... Vă înțeleg întrebarea. E o intenție această comunitate și este o intenție pe care respectiv a avut poliță de mare praxis
așa, a avut un minuse și de alte mentale, cu siguranță limita supletană nu este la 5 minute, este mai jos. Da? Deci instanța are dreptul să acorde și decide ea, dacă se ajunge în instanță, pentru a face vânzare. Deci, pensiile sunt de totale, încercăm de asemenea.
Ați menționat la un moment dat, domnule președinte, că în proiectul nostru de lege, pacientul va fi scutit de taxa, mă rog, de costurile medicale. Este un pic, sau dacă vreți, dintr-o asociere destul de forțată. Nu credeți că în acest caz medierea va avea lucru mai între pacient și asigurator, excluzând medicul din acest lucru, pentru că el este oricum asigurat, are inclusă în poliță, are inclus costul de medic? Deci, ca reprezentantul asigurătorilor, pot să vă spun proiectul de ce am dat.
avem cu o pretenție destul de mare, noi vom avea acoperit pe coliță o limită destul de mică și nu văd cum de la pretențiile lui de milioane de euro pe care cred că le va putea obține în instanță să ajungem să ne să încheiem un acord amiabil pe câteva zeci sau sute de mii de euro. Și atunci cred că inevitabil va trebui să ajungem în fază de mediere. Avocat Bogdan Crălea, sunt de la Studio Legal, vă pun întrebarea direct sau vedeți medierea? Vreau doar să vă întreb, sau cum vedeți dumneavoastră, mai ales pe oamenii de la Ministerul Sănătății, dacă în viitoarele reglementări legislative vede ca o posibilitate de recomandare măcară către instanțele de judecată, care se orienta după rezultatele din procesul amendierii, pentru că părțile vor stabili de fapt aceste descoperiri mobile și timp se va crea practică, care va stabili anumite cuantumuri, anumite intervale, știu eu. Și pe anumite date oficiale, cred că s-ar putea face acest lucru. Nu mă opriu, mai pe scurt, întrebarea dumneavoastră este aceea că dacă în proiectul care este acum în lucru sunt, există... Dacă există aceste posibilități, dar în partea instanțelor, pentru că sunt diferite. Am să... Sau ca să ținem cont de această practică a părților, că ele își vor să deci, nu știu să existe un mecanism în care un minister, care e în putere executivă, să recomande puteri judecătorii ceva. Modalitatea mai puțin contează ideea. Eu doresc să trec un statul care să nu-i recomande. Ideea este a asumat mai puținele reale și ceea ce pot putere cu părțile legătură cu aceste descoperiți, să vă abordăm doar la programul de 5-5-5. Vă mulțumesc! Ultima întrebare. După care luăm pauză, în așa fel încât să putem să vorbim mai din aproape la aproape, da? Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc ca prezidente și sunt mediator, fac parte din educație medicală și am doar să fac o mică precizare. Eu sunt mediator, îmi doresc foarte mult ca părțile să vină la noi, pentru că medierea este extraprocesoară, medierea este voluntară, părțile vin la noi, nu pentru că sunt înțeles din stați. În România, în acest moment, medierea nu este obligatorie, doar nu știu de informare, ceea ce sunt două lucruri total diferite. Mai ar plăcea foarte mult să plecați cu acest lucru destul de clar de la noi aici, pentru că suntem destul de mulți mediatori. Părțile vin la noi, în orice moment, pentru că discutăm cu mediator, nu pentru că sunt obligați de instanță. La care nu am să faceți referire. Doar vin pentru informare și atunci. Vechile este voluntară, dar făcea foarte mult ca părțile cu pentru conflict, să la un mediator, pentru că ceea ce facem noi, ceea ce este jocul nostru și ceea ce, pentru ceea ce am pregătit pe diferite domenii, este comunicare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Vă invit să luăm o pauză de un sfert de oră, în partea pe care ați intrat, de a socializa.